Nemulțumiți de situația financiară de la Pandurii, mai mulți jucători au anunțat că nu vor mai intra pe teren. Ovidiu Herea, Bogdan Ungureșan, Valentin Munteanu și Constantin Grecu nu vor intra în meciul cu Poli Timișoara. Obodo a plecat deja de la Târgu Jiu după ce a ajuns la un numitor comun cu cei din conducerea clubului pentru rezilierea contractului pe cale amiabilă. Deranjați de faptul că situația financiară de la club nu se rezolvă, fotbaliștii de la Panduri au anunțat că nu mai intră pe teren. Astfel, 6 jucători în frunte cu Ovidiul Herea nu vor evolua în partida cu Poli Timișoara. Obodo a anunțat deja că a plecat de la echipă. Mijlocașul Cristian Obodo a ajuns vineri la un acord cu administratorii clubului pentru rezilierea pe cale amiabilă a contractului cu Pandurii Târgu Jiu. Jucătorul nigerian în vârstă de 32 de ani a semnat la începutul actualului sezon un contract pentru un an cu clubul Pandurii și a evoluat în 7 din cele 13 partide din turul sezonului regulat, se arată pe site-ul echipei. Țucudean și Valentin Alexandru au anunțat și ei că nu mai doresc să mai continue la Târgu Jiu, iar Petre Grigoraș este pus într-o situație dificilă înaintea meciului cu Bănățenii.